Mă duceam săptămânal. Ce glume aveai? Mai ții minte primele tale glume? Mai am știu una. Aveam, era una care cred că era din popor, cu mașina pentru femei, că femeile nu știu să conducă pentru că mașinile nu sunt făcute pentru ele ca lumea și ar trebui niște mașini făcute mai cu lucruri mai familiare femeilor, adică volan, de exemplu, să aibă două mânere ca de cratiță, nu dai drumul la motor cu cheia deschis și aprins cu bricheta, cu chibritul la motor, așa, centura când o tragi să vină cu un șorț, știi să... Cuando piangere, plec de acasă o săptămână în turneu, dar a început, deja s-a dat drumul. Stai, să ne apare după ce ai fost în turneu sau înainte? Nu știu, după poți ce să promovezi în trecut turneul? Da, a fost un turneu super, fără să veniți, știu cum. Veniți la turneul care a fost al lui Atlanticu. Veniți și vedeți ce urme am lăsat adânci, dar îl avem pe Toma. Aici Toma Alexandru prezent, mulțumim că ai venit Toma la cel mai tare, în fine, stai să zic, ai văzut vreun episod din Stai să zic eu? Măcar așa că știai că vii, bă, știi? De bă, joc, nu. Bă, a, okay. Chiar și nu. Cum ți-a plăcut? Crezi că are șanse să... Da, clar, clar. Crezi că mă ne uit... putem bate de la egal legal cu Bobonete, cu Micuțu, cu... Bobonete era din azi fierbinți. Da. Nu toată lumea știu. Are aceeași glumă, Bobonete, cu Micuțu, de la Micuțu. Te uiți la podcasturile de la... Nu mai pot să mă uit la podcasturi. Nu pot, nu am timp să fac asta. Și e și problema că eu nu vreau să te mai văd pe tine și la televizor. Noi ne vedem, vorbim, ne știm. Oră să mă uit. Poți să te uiți când pe telefon. Când poți să mă uit în altă parte, e ca atunci când te masturbezi, nu te gândești la nevastă ta. Nu? Nu. Se zice... Eu mă gândesc la nevastă ta, tu nu te gândești la ea. Corect. Asta zic. Chiar te-ai gândit vreodată la nevastă mea în timp ce... Nu am gândit la tine. La mine, da. Imediat după. Adică imediat când a venit rușinea aia peste mine, la nevastă, a fost, da, bă, dar oare își face Cosmin cu telefonul? Cosmin, Atlantico, nu zic Cosmin. Da, Atlantico. Chiar, nimeni, oricum nimeni nu știe de Cosmin. Familia. Da. Dar, serios, tu nu mai faci podcast? Făceai la un moment dat cu Sergiu? Ba, da, facem. Sergiu, deocamdată, e în pauză acum. Facem, am rămas eu cu Sorin și cu Cristi în continuare la podcastul Ceva Mărunt. La Ceva Mărunt. Da. Pentru că... Cam început noi doi, am trecut la toți patru pe urmă. Da. Și acum suntem, deocamdată suntem între ei. Eu m-am distrat foarte tare când am fost în pandemie, de am intrat de la Snagov. Doamne, episodul ăla a fost, pentru toată lumea, cred că a fost unul dintre top. Și dincolo de asta în care noi am intrat... Eu încă vorbesc cu bunica ta pe... Da? Da. Care știi că nu e bunica mea, mai, că am mai lămurit asta. Dar mie mi-a plăcut foarte tare ce ați făcut voi maratonul ăla. De da, acela a fost fun, da. În care toată lumea trebuie să zică două adevăruri și o minciună și voi să vă dați seama. Yep. Și s-au strâns bani atunci? S-au strâns, nici nu mai știu. Dar s-a strâns ceva, da. Da. Foarte tare. Nu mai țin minte că, dar s-au strâns. Și voi cum faceți acum podcastul? Săptămânal? Păi din banii ăia. Când avem, ce-a mai rămas din banii ăia? Săptămânal, dar îl tragem, teoretic îl tragem sâmbătă înainte de show-uri, ne vedem. Și îl tragem la studio la mine și după aia îl punem luni, marție postat. Și se uită lumea? Aveți? Nu. Nu se uită. Dar aveți energie să faceți și podcast și de-abia după aceea să faceți show-urile? Nu vă obosiți în timpul podcastului încât... Nu mai sunt show-urile așa de extenuante. Adică nu mai e... Era o perioadă în care să faci show era însemna că ziua aia pentru tine e blocată. Ești de dimineață, trebuie să mă lase lumea în pace că eu am show diseară. Așa. Dar nu mai e punctul ăla. Adică nu mai este. A fost graduală trecerea, adică na, 16 aprilie 1998, nu știu să zic. A fost etape în carieră, să zic. Domnule, după ce... N-a fost legat de etape în carieră, a fost legat de orele pe scenă. Cu cât am avut mai multă experiență. Da, pe scenă, cu atât a devenit din ce în ce mai ușor. Până a devenit să fie, dacă nu ai o seară în care vrei să încerci ceva nou sau să... Tu știi, da, chestia asta. Dacă n-ai material nou sau o idee nouă de ceva de făcut și e fix spectacolul pe care l-ai mai zis de 30 de ori... săptămânile astea care au trecut, nu prea mai ai o emoție sau o... Sex înainte de show faci? Nu fac sex în general. Da, chiar asta cu... Deci da, ca să spun la întrebare, și, la da, nu fac nici înainte la de show. Boxeri, e această discuție, dacă e bine să faci sex înainte de meci sau nu e bine să faci. Da, sunt două școli de gândire. Doar că pe scenă nu-ți atât de greu. Ce școală de gândire ai? Eu am școală de gândire, eu
beau, fumez, mă droghez, fut și poate fac și stand-up. Asta în timpul show-ului. Asta, în timp ce sunt pe scenă fac toate astea. Da, mă, nu pot să compar ca și cum, mamă, am făcut sex, abia țin microfonul ăsta, trebuie să-l țin pe statist. Nu știu, mai poate da, pentru că unii spun că pierde de energie, un consum de energie, nu e pierdere, un consum. Mintea tinde să se relaxeze după sex și nu mai poți, nu mai ești energetic, ca să zic așa. Bine, nici nu mi-aduc aminte să fi făcut vreodată sex înainte de show. Da, fix înainte de show. Să mă îmbrac așa și să vină Lizzy, unde pleci, unde mă lași tu pe mine așa nesatisfăcut acum? Da. Băi, Lizzy, am șupit, eu nu sunt... Nu cred că mi s-a întâmplat. Nu, știi de ce? Pentru că în perioada în care aș fi putut să fac sex înainte de show, aveam prea multe emoții ca să fac așa. Și acum deja sunt, bă, sex, serios, e ianuarie, ce? Mai avem din an, mai e timp. Nu unde ne apucăm acum să facem sex? Avem 4 pană. Vrei să le consumăm acum? Creditul. Dar te-ai gândit să te căsătorești? Unul din noi s-a gândit, unul dintre mine și Georgiana ne gândim constant la asta. Nu. Adică m-am... Adică, dar nu nunta aia, că știu că tu oricum tu nu mergi aia, nu, oricum, nu. Deci în niciun caz aia nu. Cu intrat în biserică. Adică aș face nunta, dar nu m-aș duce, s-ar duce Geo probabil, dar ar fi dar acolo. La câte nunți ai fost în viața ta? 2? Cred că 2. Dar ce să faci pe Zoom? Acum ziua de azi. Dar nu vreau. Acasă, dar eu nu trebuie să justific de ce nu fac. Eu nu vreau să fac, pur și simplu. Nu trebuie să... Nu vreau să te treci în acte, măcar te duci la primărie, să fiți... Vom vedea asta, nu am simțit nevoia până acum să facem chestia asta. Adică dar dacă ar fi... Îi dau bani așa. Nu. Am înțeles, dar dacă ar fi... Nu trebuie să mă oblige nimeni. Îmi place de... Despărțiți. Așa. Ce ați acumulat încât să ajungă în situația să împărțiți în la două? Partaj ce... ce hainele ei. Hainele ei le avem de împărțit. În care sunt și banii tăi implicați. Sunt și banii mei și îmi place să le port. Adică a fost comode, cu o fustiță mai azi vara asta. A fost foarte cald. Stai, mă, nu v-ați luat poate un televizor mai mare. Stai sau... să un gândac. Omorâți-l. Bă, da, e etic să omori gândaci? Bă, dacă nu-i mănânci... Omoară-l și vorbim după aia, că o să fugă. Nu, păi dacă până... sunt telespectatori care ar putea fugi pentru că... Deci nu știu, dar chiar... fugi din... Nu se mai uită la... Nu curat să-l omor, nu pot. E... Așa, gata. Din greșeală. L-am omorât. L-am omorât. Tantico a omorât o ființă în timpul emisiunii. Deci toți budiștii care se uită la emisiune, mă, Tantico, nu o să se mai uite niciun budist. Dar de ce? Și așa, cum să zic, era cu traficul acum... Pentru că poate unul din ei era ăsta, de aia nu sunt. Că s-a reîncarnat. S-a reîncarnat, da. Am pierdut toți budiștii care nu se uitau la această emisiune. Uite, Toma nu crede în reîncarnare. Dar crezi în ceva? Adică e ceva în care să zici, bă, uite, cum sunt Dumnezeu, mă rog, mamă, iad, rai, aia astea? Cred în Georgiana. Dacă se uită aici. De ce nu-i pas atât de mult? Că oricum... Bă, mai liniște în casă poți fi oricând. Adică ai la ce să lucrezi. Nu e de nevoie să... Nu, legat de întrebarea cu acumulatul sau așa, nu am ținut cont cine ce a acumulat și cum s-a acumulat. Eu am plătit mare parte, dar nu am ținut cont câți bani am dat. Că i-am într-un tabel, adică nu trebuie să țin minte. Descrit. Nu, mă, dacă aș ține de... Dar semnezi după fiecare... Treci data și... Da. Da, deci acolo data, și, ora. Am o formulă care calculează automat, menține, cum să zic, în funcție de inflație, care fi și prețul actual al lucrurilor. Dacă să ne despărțim, știi? Că nu vreau să ne despărțim acum pe cât erau, pe cât am dat pe televizor acum 6 ani. Un televizor nu e mai mult acum decât... Reactualizat în normal, inflația. Normal, da. Asta plus că, din nou, acum 6 ani, Full HD era top. Acum e un 8K minim, dacă vrei să-ți iei și iarăși... Ce facem? Că nu e... Dar o iubesc, adică ne iubim. Peste asta ne iubim. E o bază chiar foarte sănătoasă asta. Suntem împreună de 7-8 ani, cam așa cred. Și prima dată când m-am văzut la spectacol, aici a fost. Aici la Prometeus. Aici a fost la Prometeus, da. Îți plăcea aici să faci stand-up? Era minunat. Era locul meu preferat. Erau gândaci? Adevărat? Nu știu, că era atât de multă lume că nu se vedeau gândaci. Era plin. Erau minim 50 de oameni de fiecare dată. Bine, aici adevăr că nici nu capăt. 80-90 am băgat cu forța. Cam așa. Ei la de pe stradă? I-ai împins? I-am împins. Nu, am... Aia de la metrou japonez. Îi trează la spectacol, la stand-up. Erau oameni care treceau pe aici. Da. Bă, nu! Nu, da, adevărul că eu am făcut de vreo 2 ori aici în încăperea asta și mi se părea foarte dubios. Bine, și veneam de la deco și așa și când am... Da. Știi, era o...
că mi se pare că Deco era singurul loc în care era așa open space. Și Deco 1 vorbim? Sau? Nu, nu, nu. De Deco din... De la Mansardă? La Blănari. Da, Mansardă, da. Mansardă, da. Da. Și atunci am venit aici și erau stârpi și erau oameni așa și mi se părea că scena parcă e mai mare decât locul unde stau mesele. E foarte mare scena, într-adevăr. Știi? E foarte mare și pentru cât e, într-adevăr. Dar pentru noi a fost, ca și număr de oameni, era extraordinar, pentru că eram... N-aduceam mai mult de 80 de oameni cât intrau aici noi pe vremea aia. Ceea ce însemna că e full și da, e sold out. Și îl facem sold out. Și faci, da, da, și era confortul ăsta. Da. Frate, la mine... Dar ați făcut niște ani buni aici. Da, formula... noi, în aristocrație, eu cu Sergiu și cu Radu. Asta era formula. Hai să ajungem acolo. Hai să ajungem acolo, hai să vorbim acolo. Înainte să ajungem la aristocrație, să ne spui primii bani pe care i-ai făcut, din ce i-ai făcut și pe ce i-ai cheltuit. Din stand-up sau din general? Primii tăi bani pe care primii mei câștigat. Bani i-am făcut din desen, da? Și au fost $5. Și ce, cum s-a întâmplat? Eram în școala generală și îmi plăcea de patru mii să desenez. Și aveam un prieten, am în continuare acest prieten, care are o soră mult mai mare ca vârstă. Noi eram în școala generală, ea deja trecuse de facultate, sau era pe la facultate, și făcea un fel de școală cu străini veniți aici, care învățau română. Avea niște cursuri să învețe pe aia română. Și pentru asta avea nevoie de niște desene ajutătoare. Asta e o casă, asta e un telefon, asta e o picior, asta e... Că nu era internet pe atunci. Masă, tablă, tot alea. Cum era, geam. Și îmi dădea mie să fac, avea niște cărți de undeva, de-astea pentru copii, din alea, cu foarte multe obiecte pe un singur gen, o casă tăiată pe jumate și vezi toate apartamentele cu tot felul de obiecte. Erau pentru copii să învețe în engleză cuvintele. Așa l-ai făcut? Și îmi dădea mie să le fac mai mari, pe cât o foaie îmi zicea, aici vreau un telefon și o girafă. Și îmi dădea și o desenă... Dar ce făcea girafa cu telefonul? Erau independente, erau separate, nu aveau de vorbit, că nu erau, pe atunci fire nu erau atât lungi să vorbească. Adică să ajungă la girafă. N-ajungeau la girafă. Girafele sunt animale foarte singurate din cauza asta, că nu le sună nimeni. Nici cu telefoanele mobile nu ajung, pentru că piciorul nu se ridică până la înălțimea capului, e extrem de dificil. Na? Da, ai capul, pune-i capul. Când, când sunt alea culcate, alea vorbesc la telefon, de-aia culcate, ca să știți. Așa. Și îmi dădea să desenez... Și îmi dădea să desenez, eu eram clasa a 6-a, 7, nu știu cât eram, și făceam desene astea, îmi plăcea să le desenez, cu cariocile coloram, le făceam. Și am făcut sute de desene de stilul ăsta și într-o zi când mi-a dat cărțile de documentare și mi-a dat așa, ți-am pus ceva într-una dintre cărți. Și Nu știai că urmează să iei bani? Nu, n-a fost vorba să fac pe bani, aveam clasa a 7, ce să... Și am deschis cartea și erau $5 acolo. O hârtie de $5? Da, o bagnotă. Și a fost... Cred că te-ai găsit cu $5? Ce ai făcut cu $5? În primul rând s-a părut incredibil că eu nu credeam că se poate câștiga bani, că se pot câștiga bani din desenat. Că desenul nu era o chestie... Eu nu mai auzisem de asta, că nu știam ce meserie e meseria de desenat și luat bani direct. Ok, desenat, e ajutător pentru diverse alte meserii. Sau pictor care părea că pictează de plăcere. Eu n-am văzut un pictor care să aibă bani. Mai ales în România. Mai ales în România, dar nu știam despre asta. Și nu mai știu pe ce am cheltuit, sincer, pentru că i-am ținut multă vreme, i-am păstrat foarte... Nu i-am, seama, au fost pentru mine, da. În ramă, direct. Și nu mai țin minte, dar știu că atunci a fost un click în cap. Mi-am zis, ok, deci se poate, pot să fac banii asta. Dar tu cum ai descoperit că îți place desenul și că... Bă... Adică toți copiii desenează când sunt mici. Dacă îmi plăcea windsurfing-ul, era bună întrebare, cum ai descoperit. Dar toată lumea are copii printre primele, da, și ai mei s-au cam prins că am o ușurință în a desena. Și care e legătura cu pianul? N-am nicio legătură cu pianul. Cum, te-ai apucat de pian? La mine în casă a fost o cultură a muzicii, în sensul că taică-mi asculta multă muzică, îi plăcea muzica, îi place în continuare și asculta mult și am trăit cu muzică în casă. Și la un moment dat, când au văzut la mine, eu eram deja axat pe desen și îmi plăcea să fac asta. La frate meu nu era clar ce vrea și au bănuit ei din ce mai zdrângânea el, mai era o chitară până casă și zdrângânea el, au bănuit că poate i-ar plăcea muzica lui, să vedem dacă e... Și au cumpărat o orgă și i-au pus un meditator. Și eu am zis, vreau și eu să încerc să cânt, că îmi plăceau clapele și așa, și am făcut și eu niște meditații cu meditatorul ăla. Și după aia mi-a plăcut să cânt și am cântat eu de capul meu. Dar tu poți să cânti acum, de exemplu, mai cânti, nu? Mai cânt, da, acasă. Singur. Cânti după ureche sau după partitură? Adică dacă tu auzi o piesă și zic, băi, caut, știi că uite, de exemplu, și eu cânt la chitară și eu caut după ureche, cam care sunt notele și care... Pot să citesc o partitură, dar nu pot să citesc la prima volta, se cheamă, adică când o pui în față și te uiți și cânti în timp real, nu pot asta, trebuie să stau să descifrez, ok, la 12, pe aia să pot la... Altfel, dacă aud o piesă și îmi place și vreau și eu să o cânt, nu stau să caut partitura
Deci după ureche. O deslușesc după ureche, cam suficient exercițiu de atâția foarte mulți ani de deslușit după ureche. În caz de, să zicem, sărăcie extremă, așa, ai cântat la acordeon la nunți să supraviețuiești? O, aș da oricât pianul să cânt la acordeon la nunți. Deci, asta de fapt, ai vrea să cânti de fapt? Îmi place să merg la nunți. Deci, în primul rând că nu la nunți, dar... Nu știu să cânt la acordeon. E... Păi nu, adică... nu e tot acolo? Aici e tot pian, dar mai sunt butoanele alea pe stânga. Pasul. Așa se și numește pian de piept, ironic. Da, nu știu ce trebuie făcut în parte. N-am cântat niciodată la un acordeon. Am avut de la de jucărie, cred, când eram mic, care făcea zgomot orice făceai. Ai cântat vreodată, de exemplu, să faci street performer? Să te pui în centru vechi, cu o orgă, să faci bani. Dacă ai fi nevoit. Bă, aș încerca. Aș încerca să fac. Mi s-ar părea interesant, că mi se pare că te lasă lumea în pace, nu stă nimeni să te întrebe. Asta nu vreau cu oameni, să lucrez, nu-mi place cu oameni. Dar cum nu-mi place cu oameni să faci stand-up și ești cu oameni? Bă, și cu oameni? Nu trebuie să-ți zic zi, stand-up e printre cele mai singurate ce meserii din lume. Da, e acolo. Ești tu cu gândurile tale, aia e. Că sunt și oameni în față, e treaba lor că au venit acolo, dar nu e despre ei, e despre tine. Și hai să ajungem la aristocrații. Cum te-ai apucat tu de stand-up și ai intrat în trupa asta și cum... Păi ne-am început la Deco, la Deco 1. Da. Am început să facem open mic. TNB deasupra. La TNB, da. M-am dus într-o seară acolo, am văzut, mi-a plăcut foarte mult și am zis vreau să urc și eu. Am vorbit cu ăsta, Bobo, cum îi zici tu. Bobonete din Las Fierbinți. Așa, din Las Fierbinți. Am dus și am vorbit cu el de atunci și am zis vreau și eu să urc. Și mi-a explicat el când trebuie să fac, când trebuie să așa și într-una dintre seri, cred că chiar două la rând, vine și sâmbătă, când am, la o săptămână după ce am vorbit cu ei, m-au lăsat să urc în deschidere. A urcat Bobo întâi, mi-a făcut un pic de încălzire. Oricum era sala plină, fum pe atunci. Că era, da, se fuma așa. Așa. Sala plină, Bobo, cum e Bobo? Adică mi-a încălzit publicul orice făceam. Mergea după aia, n-aveai ce să faci să nu meargă. Da. Și m-au lăsat să urc. Și în aceeași săptămână sau la o săptămână după a mai venit cineva și a mai întrebat dacă poate să urce în deschidere și atunci s-au gândit să organizeze seara amatorilor, open mic-ul. Uh-huh. Și au început să-l fac acolo, săptămânal. Mă duceam săptămânal. Ce glume aveai? Mai ții minte primele tale glume? Mai am, știu una. Era una care, cred că era din popor, cu mașina pentru femei, că femeile nu știu să conducă, pentru că mașinile nu sunt făcute pentru ele ca lumea și ar trebui niște mașini făcute mai... cu lucruri mai familiare femeilor. Adică volan, de exemplu, să aibă două mânere ca de cratiță... Nu dai drumul la motor cu cheia deschis și aprins cu bricheta, cu chibritul la motor, așa. Centura când o tragi să vină cu un șorț, știi să... Și mă gândeam, de ce nu râd femeile? Femeile de seama nu erau... Dar mai faci glume din acestea acum? Oh, da. Nu mai fac. Mă rog, depinde ce așteptări am de la femeile din public. Nu știu, cu MeToo, cu 2021, adică mai merge... De pe atunci am prins că nu erau bune, nu așa, era. Și printre primele glume erau alea cu vrăbiuțele, de care am tot făcut mișto de-a lungul timpului. Când au genunchi. Când au genunchi și că mergeau ele, că mă deranja că am trecut, cred că a plecat, am trecut toată pe stradă și erau niște porumbii sau niște vrăbiuțe și nu s-au dat la o parte. Am trecut între ei, era să-i calc. Și mi se părea mie foarte amuzant cum explicam eu cu vrăbiuța acolo. Eu am urcat pe YouTube, urcat asta, dar sunt pe Unlisted, pentru membrii, doar că mi-e rușine să... Sunt bucățele cu vrăbiuțele, sunt la sfârșitul specialului meu. E tot materialul cu vrăbiuțele, e pus. Cu vrăbiuțele care nu știi asta, nu? Vrăbiuțele care n-au genunchi. Dansează-le fără genunchi, așa și să nu știi. Efectiv, asta era. Așa, și v-ați urcat la open mic? Am urcat acolo și acolo ne-am cunoscut și cu Sergiu, a venit și el în prima seară de open mic, a apărut și Radu, tot acolo, mai erau mai mulți, era Tibi Neuronu, tot de acolo, da. Adi Sar, o grămadă de oameni au început acolo. Și după vreun an de zile de făcut acolo, ni s-a propus să ni se facă o trupă și nouă. Că atunci era cu trupe, era trupa Deco. Era trupa Deco, trupa da. Cealaltă. Nu începuse exista trupa cealaltă. Deci era doar trupa Deco. Fost practic a doua trupă din România. Da, era la vreun an și jumate după ce începuse, cred, Deco și stand-up-ul. Cam atunci a fost începutul. Și ni s-a propus să ni se facă și nouă a doua trupă. Dar condițiile n-au fost ideale pentru noi și am refuzat să fim a doua trupă din Deco și ne-am făcut noi trupa Aristocrații. Și am început să căutăm să facem spectacole de capul nostru. Mergeam în piața universității, dădeam flyere la oameni, la metrou, stăteam și dădeam flyere, lipeam afișe, pentru că noi n-aveai... Și unde făceați? Am făcut în expirat, am făcut de câteva ori. În am cluba? Făcut în cluba, cred că o singură dată. În El Comandante făceam, ăla vechiu. Ăla vechiu, da, da, știu. Tot acolo, subsol. Ați făcut la cinema, la... La Glendale am făcut, după aia o vreme am prins acolo și am făcut, cred că vreun an și ceva am făcut acolo săptămânal. Aveam. Dar făceați bani? Făceam, dar foarte puțini. Că oricum nu era o treabă în care să zici, bă, din asta trăiesc și... Da, 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 foarte puțin. Și din ce trăiai? Din desen.
aveam aia $5 puși deoparte și îi băgasem în bancă și venea dobândă. Adică... ce tare dacă m-ar fi acum să ai $5 să nu am venit după dobândă. Aveți 0,06 cenți. Mulțumesc mult suficient că să iau metrou. Puteți să-mi dați mărunt? Să nu-mi dați... Îmi trebuie mărunt. Ca să nu am unde să-i schimb. Da. Decât la bancă. A, doamne, ce m-a vicerut. Am desenat, am făcut arhitectură ca și facultate, am dus-o aproape până la capăt și după aia am lucrat în domeniu, am făcut grafică și lucruri de stilul ăsta. Și era... Se câștiga mai mulți bani din grafică decât din stand-up. Da, păi în perioada aia câștigam foarte puțin din stand-up. Din stand-up nu se făceau bani. Nu prea făceai bani. Câți ani nu s-au făcut bani din stand-up? Între pe amândoi. Păi oricum, Tom a început înaintea mea, eu n-am prins început. Eu am început în 2009, ceea ce tu deja aveai. 2006 cred că eram început. 3 ani da. De... Și la ce mi-a folosit? Și în 2009... Cine are la tine în seara asta? Eu mă duc acasă. Acum. Am Da, acum tu poți... Și e și aproape plin, am înțeles. La tine. Da, aproape. Aproape plin. Aproape. Ce vorbești, mă? Păi oricum, până diseară, bag 80. Lejer. Păi, da, nu, că la tine e cu... cu limitare de... Nu e, nu e. Dar, nu, așa îmi spun și eu noaptea când mă culc și la noi la club, tot așa. Da, zic, nu, că e limitat. Tu, e limitat. Tu acum poți să zici că faci bani din stand-up? Da. Faci mai bine decât din desen? Păi nu mai fac din desen. Eu trăiesc din stand-up acum. Păi și desen nu mai faci? Doar de plăcere și dacă e câte o lucrare deosebită. Să... Știu că a început un serial cu Banciu. Da, nu? Da. Cum zicea? Da, Banciu zice, chiar Banciu. Și am înțeles că este foarte scump. Ce costă foarte? Adică ce e scump să zici, bă, ca să poți să-l vinzi, îți trebuie niște mii de euro ca să-ți costi tu investiția. Nu e atât investiție cât sunt rate la leasing-ul pe care am la mașina mea. De acolo e costul cel mai mare. Deci eu 400 de euro episodul și restul de 9600 sunt... Mă costă că vreau să-mi iau Maybach. Dar ce cade, mă, că nici la Maybach n-ai 9400 pe lună. Eu nu vreau să dau 5 ani. Eu am zis că dau un an jumate maxim și mi-au recalculat și atâta mi-iese. De-aia vreau să-l fac așa. Zi-mă, ce-ți costă, frate? Păi se adună. Animația, în primul rând, e foarte scumpă. Pentru că e extrem de migăloasă și e un lucru pentru care oamenii care fac animația a trebuit să studieze multă vreme. Adică nu poți să te apuci acum să faci animație să-ți iasă bine. Poți să înveți să faci, dar durează mulți ani de experiență ca să poți să faci bine. Deci, practic, tu zici că mâna de lucru este foarte scumpă, nu... A, da, și după aceea trebuie, na, și actorii trebuie plătiți, că vin și fac voci, trebuie să-i plătești și oricât o faci pe prietenie, că o ne cunoaștem. Pilotul, să zici da, că atunci, faci. Da, și atunci am vrut să plătesc oamenii care au făcut chestia asta. Te costă, pe urmă, fundalurile, că trebuie să le deseneze cineva, deci acolo e pe lângă animație, imaginele statice, cu... că noi suntem animați acum, dar cineva a desenat... fotoliu și fundalul. Bine, asta nu-i tocmai desenat, dar mă rog, înțelegi. Auzi, tătălule. Băi, când așa. Îți place ce... Uite, de exemplu, nu, aici există Dumnezeu. E și arta abstractă are menirea ei. Dar chiar tabloul n-ai pictat? Sau tu ai nu, dus numai n-am pictat niciodată. Nu, am grafică, încercat, nu mi-a plăcut. Nu te-a tras? Nu, o vreme am desenat, eu am învățat să desenez, am studiat și am învățat pe hârtie, evident, și după aia când au început să apară uneltele digitale instantaneu am trecut acum iPad. Ce vrea să faci în televiziune? Dacă ar fi să ți se ofere în televiziune, s-ar plăcea mi-ar plăcea foarte mult dacă se poate late night show. Orice la care aș putea să montez eu șinele alea pe care se plimbă, știi că pe trav. Da, 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 pe trav așa. Așa trav, că asta e. Nu mă, serios, acum nu știu. S-ar plăcea, fii atent, alegi între un late night show, un serial sau o emisiune gen Măruță. Gen Măruță. Emisiunea gen Măruță, clar nu. Deci aia invitați, nu, o eliminăm. O eliminăm din prima. Tocmai ți-am zis că nu-mi place să vorbesc cu oamenii. Adică... Dar tu poți să pui, nu știu, să vorbești de acasă. Prin telefon. Pun un manichin așa în care stă da. Și să-ți mișe. Deci, uite, de exemplu, apropo de Măruță, la un moment dat a făcut și el COVID și atât de avar mi se pare că, bă, ai COVID, stai dracu la un loc, mă, nici când ai COVID. Și făcea emisiune de acasă. Dar să știi că am citit știre, Monden, Adela Popescu face la fel acum. Păi nu e, Adela Popescu. As we speak. Are luat COVID iar Adela da. Popescu? Da, da. Și face de acasă. Vezi câte lucruri știu. Despre lume și univers.
Dar de ce să faci? Adică, nu știu, mi se pare că, bă, acasă cu atât mai bine. Bă, lasă-mă. Pentru că venise la muncă, începuse să vină la muncă. Și asta știu. Așa a plecat și Cove. Înainte să zic din astea două ce mi-ar plăcea, zic la ce emisiune m-am gândit eu mai de mult că mi-ar plăcea. Vorbisem cu Sergiu acum foarte mulți ani să facem. Și am văzut acum făcută de Tig Notaro. Tig Notaro e o tipă care face stand-up în America. Okay. Este o emisiune foarte mișto în care ea nu urmărește viața mondenă deloc. Ca și mine. Și tine. Și are invitați celebrități. Și habar n-are cine sunt. Hai, ce tare e. Și trebuie să-i întrebe pe ea lucruri, să descopere cine sunt. Asta plănuiam și eu, să fac gen să iau interviu sau să am emisiuni gen talk show cu invitați. Și cui ai fi luat? Păi ce întrebare asta dacă nu știu? Asta e toată ideea. Îl cheamă producătorii și îl cheamă... Da, îl cheamă producătorii. Pe Smiley și... Exact, da, da, da. Pe cine nu știi? Adică pe Smiley îl știi? Pe cine nu știu? Stai, pe nu stai, așa, pe Smiley îl știi? Da, cu Smiley ne-am cunoscut de, așa. Prin, că a fost el și mai aproape de stand-up un pic. Am mai da, venit, uite, am mai despot cântat. De la Vița de Vie. Ăsta e la cu trei... Da. Trei, deci fii atent, deci nu știu, știu după muzică. Nu știu, știu aia, atâta știu, na. Hai să vedem ce... Dar știu tot pentru că s-a vehiculat în zona noastră, s-a tot zis de el, de chestia, s-a tot folosit gluma. Trei în pula deci mea. Deci chiar te-ai califica ca prezentator la această emisiune. Da, 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 aș fi total... Chiar foarte... Dar și ce, poți să faci România, e varianta românească acele emisiuni. Nu, e furat. Da, nu mi s-a pus o ofertă în față și am zis nu că e ca aia și nu mai facem. Dar mi-ar fi plăcut să fie o idee originală, știi? Dar aia e zona mea de unde m-aș situa în mondenitate. Mi-ar plăcea un late night foarte mult, dar cel mai mult dintre late night-uri, nu zic că aș vrea să, și aș putea să fac așa, dar cel mai mult dintre late night-uri mi-a plăcut Craig Ferguson. Da. Acolo, genul ăla de demență, adică nu foarte... Nu foarte așezat și... Da, 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 să o ia razna. Dar nu-mi dau seama cât de mult aș putea să fac asta. Că n-am și experiență. Dacă ar fi să ai o parteneră din România, cu cine ai face? Să zicem că na, nu ești singur. Și mai trebuie, mai e o fată lângă tine. O, că e fotomodel, că e actriță, că e cântăreață, că e... Să, ai, să crezi tu că ai, dincolo de că ai fute-o, că vezi ca animal. Da, da, da. Să, ai, să crezi că ai o chimie cu care, bă, uite, cu fata asta cred că chiar aș face treabă. Dacă mai ales aș vrea, urmărești aș, tu foarte mult. Neurmărind, da, neștiind foarte mult, sunt două variante cum o văd. Ori e cineva foarte aproape care să înțeleagă omorul și cu care să fac chestia asta, să fie fan, gen Maria. Cu Maria m-aș înțelege, că da. La Maria ne înțelegem la omor foarte umor. Bine. Ori cineva total dintr-o extremă foarte departe, foarte, o celebritate, să fie opusul meu, să fie cineva foarte cunoscut și să fim, să existe o dinamică asta a relației, care eu nu înțeleg. Rădulescu? Ceva de genul, nu? Da, un exemplu de asta, așa, un... Îl văd, nu știu de ce. Mamă, da. ar fi senzațional. Ar fi senzațional. Voi ați făcut un pilot de serial în care ați băgat foarte mulți bani. Ce se întâmplă cu el? Încă plătim la el. Dar cu el ce se întâmplă, nu cu banii voștri? L-am piciuit la diverse televiziuni, momentan nu avem un răspuns pozitiv. Vom mai încerca. Dar ce? Alte televiziuni sau unde? Le-ați epuizat pe toate? Sau? Le-am cam epuizat pe toate, și da. Și unde o să mai încercați? Încercăm la sponsori acum și să-l facem noi. A. Știi? Să-l dați pe net. Și să-l dăm pe mai net. Bine, așa decât... E mai bine, dar e mult mai greu de obținut banii. Adică la televiziune, dacă zic da, ok, au luat toată producția, îl fac ei, tu te duci la filmare. Sau scrii și te duci la filmare. Dacă îl faci tu, e mult mai mare bătaia de cap și e mult mai greu să obții de la un singur sponsor câte zeci de mii ai nevoie per episod ca să-l faci. Cât de scump e? Nu știu să zic. O să bănesc că tot în zona de 10-15 mii ar fi pentru un YouTube. Vezi? Deci nu e așa scump cum crezi tu... Când aud de inițiativa de asta, mă bucur, pe de altă parte mă întristez că asta e limitat de jos, că poți să-l faci și cu 500 de mii. Adică găsești ce să faci cu banii. Să știi că există oameni în țara asta care dacă le dai mulți bani, n-ar ști ce să facă cu ei. Deci îți dau eu, cum să zic, un milion și fă un film. Și pune pare că cheltuiești 300 de mii și nu știi ce să faci cu restul. Păi, îți dau niște site-uri cu camere video. Altceva, dacă pui porna, că e altceva, dar... Nu, zic că de echipamente, adică... zic, da, ziceam că dacă ești pasionat, găsești să-i cheltui. Da, nu zic că am un tabel în Google Sheets făcut cu diverse echipamente și cu... Dar se găsește ce să faci. În locurile în care mergi prin țară, care este relația cu fanele, cu publicul feminin? Ce se întâmplă între tine și femeile din ce se întâmplă în Slatina rămâne în Slatina. Și ce se întâmplă în Slatina?
Păi dacă trebuie să mergem la Tina odată cu băi, Toma. Nu. Păi de ce o spun Toma? Așa. Știi că l-am avut pe Șerban. Copil. Păi asta noi am avut care, pe Alex care a postit. Ei, gândește-te de 4 ori mai. Deci femeile, când Toma termină momentul, și 3-4 bodyguards îl țin fetele la o parte și efectiv smulg tricoul de pe el. Deci el de foarte multe ori... Ca să-i vadă sânii. Nu, vrea ceva din el, o bucată din el. Și tricou, el foarte multe tricouri... Pentru că pentru... De ce pun eu întrebarea asta? Eu sunt fascinat de meseria asta a voastră și are un avantaj față... Stau o secundă. Deci față de rockstar. Rockstarul cântă, e ok. Bă, voi face stand-up, adică ai și umor. Deci ești mai puternic. Adică dacă ești Mick Jagger... Nu, ai doar umor. Atâta. Adică, da. Nu e, la rockstar e, frate, e atitudinea. E omul ăla, e cupletele, e cântă balade, foame, da. Faci cu se dezbracă. Rămâne... Da, poate n-are umor. Alții scuipă pe public, alții îi pun să facă pogo și se împing. Noi atât avem. Umor, nimic altceva, nimic nu e, da, nu e să zici. Eu nu cred că vine, mi-ar plăcea să văd la stand-up, la o masă, și să trebuie spalea, fac... Și mai e o problemă. La stand-up, oricât nu pare, este mult mai mult contează tot contextul de făcut comedie. Nu e doar vorbitul glumei. Contează atmosfera, contează momentul în care ai zis-o, contează atitudinea cu care ai zis-o, la muzică. De-aia nici nu poți să te duci de 7 ori la aceeași, la același spectacol să vezi aceleași glume. Că nu mai merge surpriza, nu mai e aceeași atmosferă. E... În principal asta e problema, că surpriza s-a stricat. La muzică, asculți aceeași piesă până îți vine, se face greață. Vrei să o vezi constant. Dacă te duci cu rockstar-ul acasă, vrei să-l auzi în duș cântând duși piesele, că te bucură, că bănuiesc. Nu știu, n-am fost niciodată cu un rockstar acasă. Dar dai seama, cum e să iei o fată să zici, mai zic gluma aia cu vreo piuță? Niciodată nu m-a rugat nimeni să zic încă o dată o glumă. Niciodată nu s-a plătat asta. Da, vezi că e un paradox aici, apropo de să te ții în pași și să fii aia, să fii peste aia și să zic aia cu vrăbiuțele cu genunchii tău. Da. E un paradox, apropo de asta, că da, dacă te duci, hai să zici că te duci odată, ai văzut glumele, te duci a doua oară, le vezi și a doua oară și a treia oară mai funcționează. Deja a patra oară zici, bă, da, mai du-te. Bă, te duci, eu zic că la a treia oară deja te duci dacă îți place omul să-l auzi cum povestește glumele alea. Cum mă duceam eu la Costel, de exemplu, la început, la toate spectacolele în continuu eram acolo în club, în fiecare vineri și sâmbătă, același material, oricum mă duceam că era, de-abia intrasem în lumea. De fiecare dată râdeam, de fiecare dată mă amuzam, mă supăram dacă schimba. Da. Și nu era cum o... Pentru că știi ce se mai întâmplă? Omul ăla care te-a plăcut, că se mai întâmplă un fenomen. A venit și m-a văzut pe mine pentru prima oară. Și bă, o, ce tare, mi-a plăcut gluma lui Natanticu. Își strâng peste niște săptămâni. Bă, hai, trebuie să mergem că l-am văzut pe Natanticu. Da. Nu se întâmplă asta, dar zic așa, ipotetic. L-am văzut pe... L-am văzut, hai să dăm pe Costel, hai să zic. Așa, da. Și mi-a plăcut gluma aia cu, nu știu, cu Mariana, să iei mă pe Perez, nu știu ce. Da. Și ne strângem noi, mai luăm și pe Baboia și luăm și pe ăla și ăla, hai să vedeți. Și Costel vine și nu mai dă materialul tocmai pentru că, bă, l-am tot dat, vreau să-l schimb. Și ăla e supărat. Exact. Că nu dă materialul, că și-a adus prietenii, și vine cu altceva și poate pe aia nu-i prinde și... Ăla e foarte dezamăgit și vine și spune, dar de cine ai mai dat gluma aia? Pe de altă parte, mai iese o masă așa și spune, pe aceeași glumă, domnul Costel, mai schimbăm și noi materialul. Și asta e paradoxul cu umorul pe care zici, bă, trebuie schimbat, trebuie făcut odată la 3 luni, nu? Cam asta ar fi... Mă rog, teoretic, ideal. Dar nu ajungem așa. Adică la mine acum, cred că e odată pe an. Pentru că cât îl plimbăm prin țară, și câtă lume e în București suficientă cât să se ruleze, e cam un an de zile până îl urc pe internet și până ia. Te gândeai tu când făceai pe la... Hai să zic, nu atunci la începuturi, dar când am mai luat amploare și așa, că o să ajung să fac Sala Palatului? Nu. Adică nu ajung... Nu. Nici în timp ce eram la Sala Palatului nu mă gândeam că trebuie să întâmple ceva, o spice curent, o ceva, n-am cum să fac. A fost foarte... Întrebare. Există glume... Acum iar vă întrebam, unde că până la urmă... Bă, da, mai mult pe Toma, că există vorba de glume. Nu, adică poți să răspunzi și tu, este o întrebare deschisă. Așa. Există glume care nu au mers deloc, dar la care țineți atât de mult încât le-ați continuat a le spune până da, mare, tomare. Da. Ai glume la care zic, nu merg și... Mare parte sunt așa la mine. La mine astea sunt.
Mai dau din când în când, mai fac un favor ălora din public și le dau și câte o glumă la care să se râdă, dar nu... Uite, apropo de asta, știi cine mai era așa? Radu. Radu da. Isac. Da. Radu Isac, bine, cred că acolo era și o problemă de atitudine și de la delivery. Radu? Dar și probabil și de aia nu mergeau. Dar el era pe scenă, adică eu n-aș fi avut, nu știu, curajul lui sau, nu știu cum să zic, consecvența asta în care el, că, bă, deci era liniște, avea spectacole, era liniște, da. În sală. Și el poate să confirme cel mai bine, pentru că au făcut parte din aceeași trupă și mergeau împreună la show-uri. Eu cel mai vedeam, cel mai prindeam pe la 99, pe la Deco și așa. Da, era foarte polarizat. Uneori prindea publicul, alteori nu. Și chiar dacă nu-i prindea, era tren, nu s-o oprea. El dădea înainte... Și ulterior continua cu aceeași glumă, care nu mergea. Da, da, din nou, asta e un pic diferit ce zici tu aici, pentru că nu mergea gluma aia, pentru că nu prinsese el publicul, dar nu era da, că nu mergea, e o problemă, da. Nu că nu mergea gluma, dar eu am glume de stilul ăsta la care țin pur și simplu pentru că îmi place mie, că știu că sunt amuzante, mă bucură pe mine din spectacol. Dar nu de nimeni. Mult mai puțin la lume sau uneori nimeni. De multe ori se întâmplă să nu fie nimeni care să râdă. Eu mai am și mecanismul meu de explicat glumele de după, care funcționează după aia. Adică pot să transform o glumă care nu merge într-una care merge, pentru că explic care merge și mai bine când lumea s-a prins și nu râde. Dar eu știu că s-au prins, că e gluma foarte proastă și la îndemână, și atunci tu te faci că nu te-ai prins și le explici. Și atunci să râde și mai tare, că ei sunt. Dar mai am un alt fel de glume care mi se pare mai interesante. Sunt glumele care merg și le dau un spectacol și care nu știu de ce merg. Nu prins tu. Mie nu mi se pare amuzant nimic acolo. Am aruncat uneori cuvinte în timp ce construiam o glumă pe scenă, am aruncat niște lucruri, s-a râs bine acolo, am zis ok, mai încerc și a doua oară. 6 luni mai târziu, la propoziția aia, invariabil toată lumea râde și eu nu o găsesc amuzantă. Mie nu mi se pare nimic amuzant acolo. Poți să ne dai un exemplu? Mă așteptam să zici asta, nu-mi vine nimic în cap acum, o să mă gândesc să zic. Dar nu... Da, chiar serios, uite, știi de ce? Că mi s-a întâmplat și mie, na, logic, lucrând în zona asta de creație umoristică hazoasă, într-adevăr am constatat că există acest gen de glume, tu nu înțelegi de ce lumea râde și râde. Și uite, acum chiar eram curios de la tine să o să mă gândesc, dar nu cred că o să-mi vină în timp ce vorbim aici, am trebuie niște timp să mă gândesc. Vorbim după, da. Dar e ideea că nu e exprimare greșită, că nu înțeleg de ce. Știu de ce să râde, adică văd structura glumei, dar nu o găsesc eu amuzantă. În sensul ăsta nu înțeleg de ce. Nu mi se pare, eu n-aș face gluma aia, știi? Eu am zis-o ca o legătură între asta și ce urma să zic. Mai departe că trebuia să umplu spațiu cu cuvinte. Știi? Atâta tot. Și am dat peste ceva. Și atunci o folosesc constant, o bag acolo și știu că se râde. Dar nu e... Da, între roast, una scurtă și stand-up, care ți-e cel mai aproape... Adică care îți place cel mai mult? Fuf. Pentru că sunt niște genuri de spectacole absolut savurate de public, adică oamenii chiar le iubesc și lumea chiar mai întreabă foarte des, mă întâlnesc cu roast-ul, nu mai faci roast-ul, nu mai faci, deci ăsta este un show în care... Ăla îmi place cel mai puțin. Ăla îți place cel roast-ul? Da. De ce? Din mai multe motive. Unul, pentru că am emoții foarte mari de fiecare dată, pentru că e material netestat. Da. Și să urci cu material netestat îți dă emoții pentru că nu știi. Nu știi reacția. Ești din ce în ce mai relaxat pe parcursul timpului pe scenă, când știi la ce te aștepți. Dacă e necunoscut și nu știi unde te duci, doi la mână, eu sunt destul de agresiv la roasturi. Și este o linie foarte fină între a fi agresiv funny și a fi doar agresiv. Dar sau mitocan. N-ai fost... N-am fost, dar am fost, adică am fost foarte aproape. Da, am fost foarte aproape să nu iasă. E o linie foarte subțire, într-adevăr. Este, e foarte ușor să treci în partea altă să fii mitocan. Și e foarte greu de jonglat cu chestia asta. Și pe urmă e și momentul ăla de, ok, e spotlight-ul pe tine, toată presiunea acolo, trebuie să make it work. Dacă nu merg primele două glume, e foarte greu să mergi după aia. La stand-up poți să ieși din scenariu. Ok, nu merge, te oprești un pic, vorbești cu publicul, dar rost e o filmare. E o filmare cu lume, în momentul ăsta trebuie... Acum? Asta e.
La stand-up e mult mai liber, că ne fiind filmare, chiar și dacă e filmat, e mai mare presiune la filmare, dar dacă nu e filmat, oricând, ok, nu merge, acum schimbăm viteza, băgăm altă glumă, ne oprim și întrebăm voi de cât suntem împreună. Da, până la urmă și la una scurtă, e tot improvizație, dai glume, da. Mai ales când ieși din sală și zici, bine mă, ala ce ți le pregătește prezentatorul, da. Știi, există riscul să creadă lumea că, bă, tu le știi dinainte și așa. Dar uite, primește la public. Da. Ce te ajută foarte mult acolo, pe mine cel puțin, este că mai sunt încă 5 oameni pe scenă. Că dacă nu dai tu prost... Nu e așa presiunea, da. Nu sunt eu, dacă, mai ales dacă e și Frâncu. Da, exact. Băi, chiar vreau să te întreb de Frâncu. Care este legătura? Frâncu nu are ce să caute în comedie, trebuie să dispară, dar o să sperăm că nu mai trăiește mult. Pe asta ne bazăm toți. Că nu... Adică ne-a dat peste cap, sincer. Ne-a dat peste cap industria nejustificat. Da, na, acum să-i dea Dumnezeu sănătate multă, dar nu... Că până la urmă voi îl chemat. Una scurtă este... Eu personal nu l-am chemat niciodată, sincer. Deci m-am trezit mereu cu el acolo. Ceea ce mi se pare o nedreptate. Adică discuția e cu Șorea, de fapt, acolo. E cu managerul nostru. Dar nu, e... da, acum, nu vreau să-mi spăl rufele în public. E un comedian care ai curat să spui că nu-l suporți deloc, ca strict pe meserie, deci nu ca om. Că poate și, știi, că o mână spală pe alta. E clar că dacă nu-l suporți ca om, poți să zici, mamă, îl urăsc ca om, dar are niște glume extraordinare. Dar... Am așa exemplu cu nu-l suport ca om și are glume extraordinare. Am exemplu cu comedianți pe care nu-i suport deloc. Nu văd sensul să mă bag în asta... Vorbim după ce oprim camerele. Crezi tu? Sau după ce cred eu, exact, că oprim camerele. Bă, băi, aș luăm o pauză, oprește tot. Cred că știu pe cine nu suport ca om și îți place ca glume, cred că știu, dar așa... E la ureche. Nu pot să zic. Nu, chiar n-are niciun sens să zic asta, pentru că e normal să nu-ți placă anumiți oameni și sunt păreri subiective, nu... Dar ai un clasament cu oamenii care fac stand-up și zici, bă, primii trei, hai să facem așa. Nu neapărat în ordinea... cronologică. În top, nu știu să zic, da, în ce ordine sunt. Da. Vio clar e în top 3. Vio. Pentru mine, da. Vio. E și subiectiv, pentru că Vio a fost omul care, de când am urcat la Deco de prima dată, era acolo și printre singurii oameni care... Cu care rezonai. Și rezonam și care m-a susținut. Mi-a zis, bă, fă ține-te asta, că ești funny. O să fie... Și mie nu mi se părea că-s funny nici după atunci. Nici acum nu mi se pare că-s funny nici atunci. Eu am sindromul impostorului foarte accentuat, dar nu cred că am ce să caut în comedie. Dar na, asta e valabil în multe domenii. Dar Viu a fost mereu, bă, chiar dacă aveam spectacole proaste sau aveam glumele cu vrăbiuțele sau așa, Viu era, dar, bă... Stai un pic, că glumele cu vrăbiuțele nu e o glumă proastă, adică e un... Eu mă cred că eu nu pot să mă uit la ele, pentru mi se crețește carnea pe mine când le văd. Da, nu, eu nu pot, mi se pare amuză foarte tare, adică chiar mă înțeleg de ce și cu timpul îmi dau seama că atunci să mai râdea sau aveam succes pentru că era personajul meu cu totul. Eram eu. Da, e un pachet. Eram deloc ofensiv, eram foarte cute și uite un băiat care încearcă să fie amuzant și e amuzant cum încearcă să fie amuzant. Da. Mai mult acolo și era. Și margeai foarte mult pe treaba asta, adică știai o... Conțineai și... Nu mi-am dat seama atunci. Nu, cred că și asta a ajutat. Că dacă îmi dădeam seama și încercam să mă folosesc de această meta... Nu-ți mai ieșea. Nu mai ieșea, că știi cum e. Prima dată când dai o glumă nouă, ți iese foarte bine că ești entuziasmat. A doua oară ți iese cel mai prost că încerci să imiți prima dată când ai dat-o. Așa este. Când așa este. A doua oară așa se întâmplă. Și după aia începe să crească la loc, când înveți să o dai. Bun, ai Viu. Mai două locuri. Îmi place, nu știu dacă l-aș băga în top 3, dar îmi place Popescu foarte mult pentru zona în care face comedie și pentru la nivelul la care a ajuns de delivery și de material și de tot. E ceva diferit de toți ceilalți. Da, exact, de ceea ce se întâmplă în majoritatea cluburilor. La tineri de fiecare dată, deci la tineri, la delivery. Și poveștile sunt absurde. E, cum să zic, la tine râd pentru că știu că sunt adevărate poveștile. Da, că știi tu. Că știu eu, da. Da. Dar delivery-ul la tine este, mi se pare... Dar nu, în top 3, lasă, că râzi la mine. Da, și din nou, nu știu dacă e top 3, e greu să zic, nu știu să dar, mai de zic exemplu, în top 3. Eu pot să zic că... Băi, a fost Costel foarte multă vreme, da, era Costel foarte multă vreme, a fost în top 3. Este în continuare, dar, na...
Te-ai mai obișnuit cu el. M-am mai obișnuit cu el, asta e. Cum te obișnuiești cu toți, da, stai cu toți la masă, da. Și după aia și cunoști, ok, știu și cum e acum, știu și cum e când nu e amuzant și îți influențează, să zici, la stand-up doar. E greu de spus. Dar tu când crezi că ai făcut pasul? Că până la urmă, tu oricum o făceai din plăcere, nu era la tine. Tu, da. Așa, mai veneai din când, din ce țin eu minte. Așa era, așa, da. Așa, veneai, da, așa, da. Și ce, bă, nu mă stresa, adică nu te stresai, da. Urc, dau, nu știu ce. Și la un moment dat ai luat amploare în care lumea te caută, vine pentru Toma. Care crezi că a fost moment? Știu că a fost gradual, fără doar și poate, dar crezi că, că eu m-am gândit atunci când te-am invitat și am zis să te întreb asta, că m-am gândit că odată cu roasturile. Acolo a început. Nu? Acolo, da, în care... Da, alea două de la Racing. De la Racing. Alea două, Popa, da. Și cu... Mm-hmm. Și cu Doroftei. Și atunci lumea te-a descoperit că... Bă... Da, da, da. Atunci am simțit prima dată ce înseamnă să mai știe cineva cine ești, să te oprească cineva să facă o poză pe stradă sau așa, să-ți dea abțipilduri din alea în benzinăria mea, dar mai multe decât meritam. Ca să-ți iei tigăi. Ca sau... să-mi dați mie o tigaie. A fost, da, foarte... Da, da, adică Joe. Și-a luat-o Joe o tigaie. Joe, da. Pentru Joe. Totul e pentru... Tot ce fac e pentru Joe. Pentru Joe. Și... Da, măcar acum ai un scop. Înainte știi că veneai... Da, era. Îți plăcea mai iurea bani. Nu-mi bani bine, nu le-am bani, iar bine. Dacă ai scopul ăsta, acum, da, Joe. Acum, da. Și... Da, și ce trebuie să faci din ce mai mult bani, că știi cum e, să obișnuiesc cu plafonul. Așa. Și da, mă rog, asta e altă discuție, nu vorbim de... Deci roastul a fost roastul o rampă care... Da, și imediat după roasturile alea au fost, în vara următorului an, a fost Râs ca prostul, roastul lui Alex Velea și Una scurtă. Una scurtă. Toate trei într-o perioadă de câteva luni s-au întâmplat. Uh-huh. Și după aia Râs ca prostul a prins și ăla și Una scurtă la fel au decolat. Și ăla a fost. Deci a fost foarte gradual, dar a fost gradual nu ca expunere către public, am fost destul de în obscuritate, dar în timpul ăla, în obscuritate, am învățat. Am învățat să fac stand-up, am învățat să scriu și când s-a întâmplat să am norocul să prind, să fac rosturile și Râs ca prostul, eu m-am dus acolo să văd ce se întâmplă, m-au sunat dinainte dacă vreau, am zis că eu nu fac așa ceva și a lipsit cineva la primul episod și eu eram pe acolo. Așa am intrat să fac primul Râs ca prost. Am făcut că eram, că eram acolo și mai aveam glume. Că a lipsit cineva. Că a lipsit cineva. S-a întâmplat în momentul în care mi s-a opus pe tavă acest noroc să particip în toate astea. Una scurtă l-am făcut eu, dar celelalte le-am așa. Să pot să susțin. Ăla a fost mare noroc. Că am lucrat 10 ani de zile până am avut noroc. Până am noroc și ai avut de unde să scoți, da, și am putut, exact, niște lucruri, exact, pe care le-ai dobândit în, da, acești ani. Da. Ceea ce ajută că... Ajută, uite, vezi că sunt oameni care, de exemplu, se duc pe la Ai Umor, da, o plăsnesc, exact, acolo, da, și lumea deja, mamă, exemplu, un plus săli după aia. Un plus săli că vin, da, așa. Problema și e dacă nou... tu mai ai nimic în spate sau, exact, pe care să-l ai la același nivel cu ceea ce ai dat la, da, Ai, da, Umor, da, cazi în cap, te duci în, yep, cap foarte, foarte ușor. Și nu poți să scrii în 2 săptămâni să te duci la nivelul ăla de material ca să ții sălile și să ții spectacol. Nu mai poți. Dar nu, eu am avut asta, am stat multă vreme în așa și am tot scris. Am citit despre comedie, am învățat, am tot aplicat. Am avut și avantajul că experimentând lucruri, că am tot experimentat chestii și la open mic-uri. Am făcut și cu PowerPoint, și cu pian, și, da, cu alea, tot felul. Mică. Și cu, cu decor, nu, cum îi zicea? Obiecte ciudate. Da, cu obiecte, mm-hmm, ciudate, cu props. Mm-hmm. Că noi aveam... Adică am încercat... Vii, Dragoș, să vezi lucruri. Stai în casă și așa doar gătești. E. Doar gătesc și citesc. Pentru că sunt o grămadă de chestii. Că, uite, mie, de exemplu, îmi pare foarte rău că improvizația, care îmi place foarte mult și deși are un succes și a devenit cunoscută odată ce a fost făcută la Grand Cinema și, da, a fost pusă, da, pe, da, așa, nu a trecut... Da, nu știu de ce nici. Și este senzațional și cu oameni foarte talentați și cunoscuți, adică, da, practic sunt cam aceiași, că până la urmă face Bobonete, Costel, Micuțu, adică sunt niște oameni care... Neamțu, da, da, Rait, adică sunt oameni care nu știi, zici, bă, am auzit de trupă, da, Obligo, care ei sunt cunoscuți în lumea noastră, da, dar la publicul larg, din păcate, cred că au mai fost pe la vreo 2-3 emisiuni. Da, așa, și n-au prins. Și sunt cu oamenii ăștia. Și e un spectacol fresh, e un spectacol... Știu, eu cred, sincer cred, că nu funcționează la noi, adică nici stand-up n-ar fi avut succes dacă nu aveam succes online. Pentru că la noi n-a fost, am muncit mult la stand-up până am avut succes la stand-up. A fost, am crescut, am muncit mult la stand-up până am avut succes online.
Că fără râs ca prostul, una scurtă și rosturile, nu, n-aveam cum să deschidem club, să ținem club în București da. Și să-l menținem. Că nu știa lumea de tine, asta e, că nu află, nu știu, că n-aveai... N-aveai de unde. N-aveai de unde, da. Bine, cred că și stand-up-ul cred că mai a fost ajutat și de... Deci mi se pare un paradox, și de ai umor. Clar a fost și ajutat. Clar. Adică el era într-o creștere. Da, s-a simțit că a fost ajutat. Dar odată da. Cu ai umor și odată cu și venirea invitațiilor, adică da, celor deja da. Consacrați în da. Meseria asta, așa, a ajutat enorm, că lumea a început să vină mai acătării, știi, mm-hmm. să vedem, să ai live, da. Biletul nu e foarte scump, e lângă noi aici și n-am fost niciodată, da, da, da. Știi? Și da, a ajutat foarte mult. Ai început să primești oferte din astea, să faci reclame la lucruri pe care să le refuzi? Pe care să le refuz? Nu. Adică să zici, n-am nivelul ăla de banic. Dar nu e vorba de bani. Adică ai face reclamă la orice vrei să spui? Nu, n-aș face așa, dar pentru că am și crescut un public destul de nișat și loial, nici nu mi se propun foarte multe... Adică... Dar, de exemplu, dacă ar fi să faci reclamă la un medicament ăsta de... constipare sau din contră de Durcolax și... Da, nu. Dar totuși, Georgiana. Depinde, probabil că ar interveni aici câți bani. Adică dacă, ar, da. Dacă aș putea să zic, ok, e ultima reclamă și gata, atunci poate da. Eu cam, care ar fi suma pentru care face... Zi o sumă minimă pentru care face reclamă la... Dă un exemplu. Cacanol. Cacanol. Cacanol, dar ăla suna pentru că e pentru copii. Păi de-aia vin la tine. Mulțumesc, ok. Cacamol, okay. Să fie moale. Stai, că mai avem, nu mai avem mult. Mai, nu, nu mai avea mult. Deci de-aia vin la tine, ești un copil matur, cacanol pentru copii, cacamol, da, că faci moale. Care ar fi suma pe care zice, bă, uite, îmi dă 50 de mii, o fac. Sau poate mai mult, sau poate mai puțin. $5? Bun. Ne pune multe întrebări legate de bani. Dar nu e problemă, nu e problemă. Adică chiar e foarte greu când te întrebăm asta. Știu, e foarte greu de zis, pentru că 50.000 sună mult și nu știu unde trag linia sub 50.000, să spun dacă mai puțin de 50.000. 5.000 nu, clar nu, pe 5.000 n-aș face-o. Dar 10.000? De la 10.000 în sus începi să te gândești, bă, sunt 10.000, 10.000. Sunt 10.000 de euro pentru o zi de filmare, probabil, nu? O zi de filmare, dar problema este că, știi că nu e, că tu zici, exact. Tu pui așa problema, bă, m-am dus, s-am filmat 24 de ore, greu, mâncați așa, că a trebuit să mă pun pe un WC-ul, să tragă cu scripet, că nu știu ce, dar am luat 10.000. Dar problema ta este că imaginea va rămâne da. Foarte mult timp și în online și pe TV, ca băiatul care face reclamă la... Cacamol. Păi, noi asta am vorbit chiar de la Anthony Burden. El a avut această dilemă. El a devenit celebru la un moment dat. A venit și ăștia cu milionul. Deci acolo e cu milionul, nu cu 50 de mii. Și a refuzat pentru că a zis, bă, ok, eu fac, iau un milion. Știi unde e diferența? Zis, voi fi omul Cacamol. Uite-l pe Cacamol. Și a zis, nu o să fac. Înțeleg. Știi unde e diferența între mine și Anthony Burden, în afară de că sunt în viață? Diferența este că pentru mine poate să fie foarte funny să fi făcut reclamă la Cacamol după aia. Da. Pot să mulg foarte multă vreme chestia asta. Adică toată cariera mea e clădită pe defecte de ale mele. Și așa noastră în general. Toți noi sunt problemele noastre. Pe când o persoană ca el face content din lucruri de calitate, să zicem. Sau făcea lucruri din, ok, asta e, mâncarea e bună acolo. Sau restaurantul ăsta e interesant din punctul de vedere. Sau... Dar la noi nu cred că e așa o, cum să spun, n-ai fi privit așa rău ca și comediant dacă ai făcut reclamă la Cacamol. Mai ales că ai face tu mișto de ai tine. Ai face tu mișto în primul rând exact. De tine. Să-ți interzică, nu. Să zic că nu există așa ceva. Să... E, nu. Da, nu, aici... Poate să-ți interzică să nu zici Cacamol, dar nu. Dacă lumea te știe deja din reclamă... Am mai greu. De aceea am pus întrebări. Da. Nu, să-mi invitații să știi cine vine, e un fel de băiar... Așa. Este, ar fi, cum să zic, dacă aș putea chiar să mă implic să scriu eu reclama sau să vin cu o idee, atunci ar putea fi chiar fun. Chiar ar putea să iasă bine dacă o faci, da, la dacă, dă, dacă clientul acceptă să-i faci. Chiar, și la hârtie, e foarte ofertant. Astea subiecte foarte ofertante pentru comedie, ce îmi spui tu. Reclamă. De ce ai face? Da, haideți să facem la... Dar am această problemă, chiar acum se întâmplă asta, nu pot să dau numele clientului, dar am această problemă că am scris glume pentru o reclamă și au fost refuzate în continuu, refuzate din political correctness exagerat.
Adică am făcut glume de... le-ai refăcut până la urmă, a trebuit să refac și să accept până la urmă glume mai puțin amuzante decât aș fi vrut eu să fie, sau tentative de glume, dacă vrei, pentru că am încercat să fac glume despre... Am făcut o glumă, de exemplu, despre mine că-s mic de înălțime și am avut o problemă că era mic de înălțime. Și a fost refuzată pe motivul că... Te iei de oamenii mici de înălțime. Eu vorbesc despre mine. Adică n-am atașat o poză la mailul ăla, poate asta a fost problema. Cred că da, așa da, trebuie da. Să fac, da. Da, dar e, cu cine lucrează. E o problemă. Băi, așa îi zice. Dar e, blocajul nu e la că tu vorbești cu agenția și agenția, clientul refuză pormă, da, știi? Da, da. Clientul are avocații în spate care caută și zic că nu poți face asta, că se supără nu știu cine. Aici să știi că eu lucrând în domeniu... În cazul nostru, zic. Să zic agenția că e... Agenția câteodată sunt mai nasoale decât clientul. Zic ele, să nu-l deranjăm, le e frică. Și câteodată agenția este criminală. Se poate. Omoară glumele bune. În cazul ăsta particular, mă înțeleg bine cu agenția. A fost ok și au apărut că au înțeles. Și știu că sigur că de la client. Adică era clar că e de la client venit această... Cât timp vor mai ține campaniile cu stand-up-uri din publicitate? Pentru că sunt extrem de frecvente. Lumea și-a dat seama, adică și-a dat seama. Evident, când ești o fată din agenție, zici, îi dau ăluia, ăla știe să și scrie, știe să și joace. Nu e pentru că sunt stand-up, e pentru că sunt influencer, pentru că am un following pe social media, atâta tot. Faptul că e din stand-up sau e din creme de piele sau din ciofi, e irrelevant pentru ei. E, dacă e targetul cumva asta, că se suprapune targetul demografic, atâta tot. Aia contează. Faptul că ei sunt comedian, chiar aparent pentru ei e un neajuns. Că se pare că nu știu să scriu. Da, așa nu, că tu ai, nu că nu știi să scrii, că nu ești pe aceeași lungime de undă, că tu ai un alt gen de umor ei... Pentru că tu la stand-up... Ai fi surprins câți clienți vin mari, firme destul de mari cu care am lucrat, care vin și au ei, îmi dau scenariul de stand-up pe care să-l zic eu sau de glume pe care să le zic eu în ce filmare să fac pentru ei. Și eu încerc să le explic că eu nu sunt un actor care interpretează un text. Noi ne facem textul, da. Succesul stand-up-ului vine din sinceritatea cu care vorbești despre lucrurile pe care le trăiești, exact. Și în momentul în care tu vii și îmi dai, nu vrei mai bine să o fac eu, că nu-ți cer mult bani, îți cer mai puțin bani decât îți cere agenția pe textul ăsta. Dar lasă-mă pe mine. Sunt eu în elementul meu. Zim ce vrei, am lucrat și cu agenții, am lucrat și în agenții, știu ce înseamnă, îți scriu exact cum vrei tu. Până se blochează la din nou, la barajul mai departe de political correctness și... Apropo de political, care e legătura ta când creezi glume cu politica, cu politicul? Ambele. Nu am glume cu politică. N-a existat o perioadă, te întreb pentru că am fost atent la fenomen, eu mergând pe zona asta, adică eu sketch-urile mele, e o zonă pe care o accesez pentru că așa e natura mea, interesată de subiect. Uh-huh. Dar a fost o perioadă când Dăncilă a devenit subiect pentru toată lumea. Adevărat că s-a folosit și la una scurtă. Eu asta țin minte, că toată lumea a intrat și în zona politică. Bine, era ofertantă Dăncilă. Dar vreau să te întreb care e raportarea ta la domeniul în sine. Adică te deranjează să intri acolo? Să ce nu-ți place? De ce în România sunt prea puține glume? De ce sunt atât de puține glume politice în stand-up? În stand-up, în general. Sunt două motive, din punctul meu de vedere. Unul la mână. Cine este în politică în momentul de față despre care să faci glume, cum ar fi Dăncilă? Nu prea e ce glume să mai faci, e o glumă în sine. E foarte dificil să mai vii tu cu o glumă mai smart peste la care să se râdă și să fie amuzant. E doar zici Dăncilă și toată lumea, ok, e deja, it's a thing, știi? Sau cum era Corneliu Vadim Tudor sau așa ceva, sunt atât de... Sau Becali. Becali e un exemplu extraordinar. Nu prea e ce să faci la Becali glumă despre el în afară de să limiți. Atâta tot. Orice altă glumă despre el e deja redundantă, că el e deja o glumă în sine cât de ridicol face toate lucrurile. Și nu simți tu că ai tu ce să adaugi, să vii în plus cu material despre asta, la stand-up cel puțin. Iar doi la mână și poate mai important pentru mine personal, eu nu fac glume topicale. Nu mă interesează mondenul, nu mă interesează actualitatea. Consider că e valoare mai mare în a face glume despre trăirile tale personale, prin ce treci tu, și din punctul de vedere al faptului că le zic mai sincer și cred în ele, și din punctul de vedere al faptului că mi se par mai timeless. O glumă despre Dăncilă anul ăsta nu mai are valoare peste 2-3 ani. O glumă sau un material despre stand-up în care mie mi s-a întâmplat ceva. Am fost la doctor și m-a durut ceva când mi-a făcut o injecție. Și peste 50 de ani s-ar putea să fie funny dacă o să mai râdă oamenii la durerea personală, care despre asta e umorul. E un om și necazul lui, foarte, foarte în esență. Și văd dintr-un unghi din ăsta în care... Da.
Adică da, nu mă interesează să zic Dăncilă și să nu știe nimeni despre cine e. Dacă ar fi să vină cineva acum și să zică, uite Toma, vreau să renunți la stand-up și îți dăm un job pilot de avion Boeing, te plimbi toată lumea, toată viața ta și cu Joe. Ca să... Păi nu, stai. Copilot. Așa. Dar da, deci tu conduci. Așa, ea da, da, în dreapta. Și am zice cum să conduc. Da. Ai renunțat la stand-up? Deci gândește, mâncare, băutură, da, da, avion. Că... Deci vedem, n-am dat doar bani de data asta. Ai dat... I-am dat și avion și plim, te plim, toată lumea, baterizezi unde vrei tu. Eu cred cu tărie că piloții se fac piloți nu pentru zburat, ci pentru fătut stewardeze. Dacă îmi pui pe tavă că-s pilot și plec cu Geo, ai terminat, că nu e despre zburat avionul, că am simulatoare pe calculator de zburat, nu ai problema. Păi da, da, poate... Mai o implici și, okay, impli și pe Geo cu stewardeze. Și atunci e interesant zburatul cu avionul, mi-ar plăcea să fac asta, dar eu nu sunt genul de om care să fac un lucru, să intre în rutină. Îmi place stand-up-ul tocmai pentru că e variat. Mă plimb și prin țară, schimb materialul, nu vreau să mă duc, nu mă duc la spectacol, nu pot să nu zbori, că nu vrei să zbori azi. Și n-am avut niciodată un job de ăsta, n-am să-l țin și să am ore fixe și... chestia asta. Dar altfel știu că e interesant de mers și de văzut. Nu mă mai interesează călătoritul pe mine. Nu-mi place să zbor cu avionul ca și pasager. Mi-ar plăcea să zbor. Să... Am avut o pasiune cu simulatoare și cu astea. Bunica mea a fost pilot. Și m-a pasionat treaba asta multă vreme și îmi place, dar n-aș face asta ca job. Nu pentru că e pilotaj, ci pentru că nu vreau să am un job. Nu vreau să am un... Și atunci cum... Dar poți să faci, iartă-mă, poți să faci... Eu am o prietenă, o fostă colegă din facultate, care s-a apucat să facă cursuri, să fac la Clincel, la Tuz, la... Să o faci pentru tine. Și uite, cum e Mărgineanu, de exemplu. Știu, dar nu mă pasionează atât de tare să zbor eu, cât să... Adică banii, eu îi dau pe aparate foto, sau pe bile, sau pe alte lucruri. Ce-mi place mie, tablete grafice. Da, am o colecție de bile. Da, ce fel de bile? Tot felul de bile. Tot felul de bile. Nu cred. Că dai colecție. Ce fel de bile? Sunt bile, mare parte din ele, principala colecție e făcută din, sunt bile de sticlă cu diverse chestii în ele, făcute manual, de sticlari, da, din Statele Unite. Nu, n-am mai cunoscut nicio colecție de bile. O să-ți arăt niște poze, îți arăt după niște poze. Chiar te rog, ai am o, am o vitrină poți, în... Păi vi le trimit. Acum, ai da, și cum, dar vreau okay, acum să vedem. Hai să caut ai acum și să jocul văd... acela cu bile din jocul acela cu care nu mai știu cum alea le țin într-o pungă undeva, că nu e. Chinese dar checkers. Am avut și de alea pentru amatori. N-am întâlnit pe nimeni. Cum adică pentru amatori? Adică alea sunt făcute de o mașină. Alea sunt făcute de o mașină care le scuipă bilele. E încins sticla aia să topește și după aia le învârte într-o mașină și iese. Astea sunt făcute de mână. Dar tu știi să construiești o bilă? Nu, dar uite, Joe mi-a cumpărat cadou și n-am apucat să ajung. Mi-a cumpărat cadou un voucher să mergem la un sticlar undeva în Constanța să vedem ce face la pe acolo și poate să pun și eu mâna pe ceva să... Dar nu mă pasionează... De unde asta cu bilele? Nu știu cum a început chestia asta cu bilele. M-a fascinat totdeauna ideea de sferă. Mi s-a părut perfect, mi s-a cu corpul geometric perfect. Cum te uiți la el, arată la fel. Mai ales că e ușor de desenat din orice parte. Nu trebuie să ții minte cum arată din spate, din față. El arată același mereu. Ia, dă-ne niște astea, bă, băiat, că caut acum. E nemai auzit. Așa. Da, zi-mi în timp ce caut. Că nu ai fost angajat undeva vreodată. Te face să te scoli dimineața de vreme sau târziu? Care este relația ta cu sculatul de dimineață și cu creația? Imediat. Unde pentru le trimit? N-ai avut program trimite-mi fix. Trimite-mi pe WhatsApp și le dau eu mai da, departe. Da, WhatsApp. Trimite-mi-le pe ce ai? Pe nu știu. Pe mesaj. Pe mesaj, ok. Relația mea cu sculatul de dimineață. Da, și cu muncitul la materiale. Și cu muncitul la material. Da. Era o vreme când munceam la materiale mai mult decât muncesc acum, pentru că intrasem în zona asta de credeam că trebuie să muncești foarte mult, să scrii foarte mult. Cred în continuare că pentru anumite lucruri trebuie să scrii. La stand-up am început să mă obișnuiesc mai mult cu a scrie pe scenă. Adică am o idee de poveste, s-a întâmplat ceva funny și încep să o zic și presiunea faptului că sunt pe scenă și exact. Oamenii așteaptă, nu poți să-i lași așa, nu poți să le zici doar o poveste fără nimic. Creierul funcționează bine în presiunea aia, îți vine cu idei. Deci, dacă ar veni acum mafia rusă
Așa. Cu mitraliera la capul tău și a spune fă o glumă niște glume, Putin. Ție ți-ar merge brici. Nu. Adică nu e genul ăsta de presiune. Nu e genul ăsta de presiune, da. E, depinde de mai multe feluri. Eu am discutat asta cu copilul meu, adică te întreb la modul serios. Și chiar și copilul s-a întrebat, copilul înseamnă de aproape 16 ani, s-a întrebat, bă, dacă ar veni unii la mine și m-ar amenința, eu n-aș face mult mai bine la școală? Și am zis că am această idee de mult timp. Că nu, că mine... aia e frică deja. Acolo e frică că ți se... ai... Da, și nu ți-ar... Eu cred, eu aș funcționa foarte bine. Dacă se uită mafia rusească la noi și poate să îmbunătățească acest podcast cu o mitralieră... Să trimită... Ai trimis? Da! Deci, ar fi mult mai bun, acum sigur. Se deci, Natanticu, dacă ar veni aici cu mitraliera unii, zic că am fi... Am, cum să zic? Uite, așa am zburat. E un fel diferit de presiune și de stres. Mitraliera, cred eu, de microfon. E frica de moarte, de fapt. E da, și de frica de a nu face publicul. Corporală, da, și de presiunea că dezamăgești oamenii ăia și plus că știi că au plătit un ban și... Adică... Ce altceva mai colecționezi, în afară de bile? Nu știu dacă colecționez, dar am o pasiune foarte mare pentru gadgeturi în general. Sunt pasionat de aparate foto, video, toate, tot ce e digital și cu butoane. Câte și cu... aparate foto ai? O să zic 5, ca să nu zic că nu știu câte am, pentru că sună rău dacă zic că nu știu câte am. Deci ai peste 5? 5, nu, am 5. Sunt... Când pleci în vacanță? Sunt cam 5. Le iei? Cum le iei? Sau tu doar le ții pe etajer acolo, într-o bibliotecă? Ca decor de bibelou, să zici, mai vine... Oricum nu chem pe nimeni la tine. Nu, le-am la studio, le-am la studio. Că mai, la studio. Mai, adică folosesc mare parte... Tot ce cumpăr îmi justifică o investiție. Adică eu nu cumpăr un aparat și îl las în... Îmi iau obiective, mă pasionează să-mi cumpăr, să filmez cu ăla, îmi trebuie un dălat, să mai iau niște carduri, să mai iau niște un trepied care are altfel de cap, care să facă tot felul, microfoane de tot felul și de... Sunt, mă pasionează astea gadgeturile. Foarte tare, îmi place. Dar... Ca să sar de la una la alta, de la ce a venit denumirea cu ceva mărunt? De la o glumă pe care Sergiu a scris-o prost și eu am îmbunătățit-o, ca să, așa, într-un suflu. Aveți? Zic gluma finală și formă zic varianta lui Sergiu. Știu, da, gluma era așa, că am pula foarte mică și... mă deranjează? Adică e la modul la care mă deranjează dacă cineva mă întreabă, ai ceva mărunt. Că o iau foarte personal. Așa era. Nu vreau să zic că am pula mică, dar mă deranjează chestia asta, că o iau foarte personal. Da, dacă, și tu m-ai îmbunătățit. Că e ceva mare. Nu, asta e gluma finală. Gluma inițială, gluma inițială. Notița lui Sergiu din caiet, o văd și acum în caiet acolo, era, ai ceva mărunt și era cu linie dialog. Prima era, ai ceva mărunt și altă era, da, pula. Mm-hmm. Da, și atunci... Și eu nu mai ziceam pula, eu doar insinuam... Și a rămas asta cu ceva mărunt? Și a rămas așa, și pe aia când am început să facem noi comicurile, am început să facem întâi, făceam comicul ăla de 3 ori pe săptămână, comicul ceva mărunt, acolo i-am zis, și de acolo a rămas porm încet, încet, când am făcut canal de YouTube, i-am zis ceva mărunt, că așa era, așa era, tot ce făceam noi online era sub umbrela ceva mărunt. Mm-hmm. Mi s-a părut fan. Și asta dar chiar e foarte mișto găselnița asta, pentru că eu știu de la gluma Sergiu și că la ce a plecat, dar e foarte așa, e o găseliță, cum fac ceva, știi? Am stat și m-am gândit, eu care am avut mulți ani în care am încercat să nu fiu vulgar, pentru că mă gândeam, în mod activ am încercat, mi se părea o chestie ieftină de făcut glume, știi? Când să folosești vulgarități, știi și tu, dacă... Și mă dusesem în extrema aia în care nu foloseam vulgarități deloc. Ceea ce nu e sănătos, că dacă nu vorbești cum vorbești tu normal când ești cu omul la masă, se simte că, te forțezi, da. Plus că uneori dacă ești suficient de nervos, nu poți să zici la naiba, că nu firar să fie de cum așa. Da. Trebuie să fii nervos, să se simte că ești nervos din aia. Nu poți să folosești vulgaritatea ca punchline. Atunci e chip. Atunci e greșit. Și pentru după aia am stat după câțiva ani de zile și m-am gândit că m-am chinuit atât de mult să fiu nevulgar și să nu fac asta și am avut succes cu ceva mărunt care e un eufemism pentru pula și cu una scurtă care e un eufemism pentru pula. Da. Și m-am amuzat că acolo ne-am dus tot ce știe lumea despre noi, în general așa. E ceva mărunt și una scurtă. Da, e un alt fel de a zice pula. Da. Asta e, da. Că pula mică. Pula mică, exact. E foarte important. Ți-am trimis? N-am primit, să știi. Și chiar vreau să le văd. Și eu, pentru că sunt foarte... Dar trimitem pe... N-ai Telegram, nu? Nu. Hai să mă încerc cam odată. Deci tu nu folosești WhatsApp pentru că folosești Telegram? Da. Și de ce? Care ar fi motivul?
E matchmaker Telegram? E l-am trecut la un moment dat pe Telegram, fac mulți ani de zile, și când n-am mai vrut să mă mai deranjeze lumea și grupurile care se tot făceau pe WhatsApp, am ieșit de pe WhatsApp. Poți pe Instagram oare să-mi trimiți? Da, pot și pe Instagram. Dar nu știu dacă pot să salvez poza de pe Instagram. Pot? Nu pot, nu? E, dar măcar văd eu. Pare rău, chiar oameni. Și eu sunt curios, pentru că n-am... Ține-ți, este o, e o pasiune așa foarte rară. Să colecționezi bile. N-ai AirDrop, ai Samsung. N-am, că sunt pe... N-ai și bile anale. Bile anale colecționezi? Imediat găsesc aici unde sunt. Niște bile anale acum. N-ai biera. Nu, nu, cred că sunt la tine. Sunt la tine? Ei, fiam. Nu le-ai la... Că știam și era... Dar le aveam, mă. Nu ne-ai zis, da, imediat, doar că nu ne-ai zis cum te scoli dimineața. Cum reușești dacă nu ai job, n-ai deadline, n-ai nimic? Eu nu... sunt morning person, pur și simplu. Nu... Îmi e bine dimineața, mă trezesc fără ceas, mă trezesc de vreme și lucrez. 8, cam așa, mă trezesc. Tu, Nathan Ticu? Că știu de ce am pus întrebarea asta. De la 12:01 sunt on. Sunt momente când mă trezesc la 10 dacă am o treabă foarte importantă. Da, da. Dar adică, și atunci adică pe mulți cumva, bani. Da, să atunci fac cumva să o să o amân spre 11:12, da. Da, da, înțeleg perfect. Înțeleg chestia asta, adică nu judec faptul că Păi nu, că nu e simplu, mai ales dacă nu ai obligația de a te scula, e foarte complicat pentru și pun întrebarea asta ca profesioniști voi fiind. Ce se întâmplă la mine nu e doar, viața nu e doar despre stand-up. Eu chiar îmi place să desenez în restul timpului, să mai fac ceva. Mai fac video pe canalul meu de YouTube și uneori vreau să lucrez la alea. Mai sunt lucruri pe care le fac, adică am ce să fac. Mai meditez videourile pe care le-am filmat, mai vreau să scriu la lucruri. Dar dacă n-ar fi stand-up așa și n-ar fi desenul, ce ți-ar fi plăcut să faci ca meserie? Aviator? Asta cu... Ar fi o variantă să fac ceva foarte simplu, să mă duc în extrem mai înaltă, că acum mă țin ocupat, am de obicei câte 7-8 proiecte în paralel, tot fac chestii. M-aș duce undeva gen șofer de tir. Să știu că n-am nimic. Uite, nu te-aș vedea șofer pe tir, că ai nebunii. Păi nu e același lucru. Stai, că tu zici că nu vrei să faci lucruri bine. Pe asta zic, aș încerca în zona înaltă, să fie ceva, să nu trebuiască să-mi bat capul, să văd. Ai primit bilele? Unde ți le trimit ca să meargă, că nu am... Mail. Pe mail? Ți le trimit pe mail. Ia trimite pe mail și o să, până le trimiți. Deci acum așteptăm în premieră mondială bilele lui Toma. Cum sună. Și, dar și ale analele. Ale anale, dacă... Astea sunt întrebările pentru da, Toma. Mulțumesc. Pregătite. Da. Nu ai o problemă să mănânci lapte cu cereale, nu? Ba da, nu vreau să mănânc. Nu vrei să mănânc? Să mănânc dacă e, dacă e fără lactoză. Atunci... A, ne-ai omorât. Da, dacă nu m-ai întrebat atunci din timp. Fără, dar nu contează. Ce? Poți să mă... Avem o rubrică, uite, este așa, papă lapte. În care okay. Eu trebuie să-ți dau ție să mănânci acest lapte cu cereale. Stai că nu-ți găsesc adresa. Când Atanticu? De ce nu mi-apare atunci cu om? Păi, nu știu. Da, mi-a apărut. Atunci îl facem fără papă lapte, mănânc eu în timp ce... Toma... Dă-mi că mănânc așa, două, trei fără lapte. Le iau fără. Dă-mi că le mănânc. Stai să... Ok, perfect. A, eu n-am mâncat niciodată în emisiune. Știi ce poftă mie când eu dau la oameni și băi, cred și mie. Și sunt așa de încântați oameni și mamă, ce bun sunt. Bine, nu Toma. Dar sunt întâmplători cereale pe care le mănânc și eu acasă. Fix de astea mănânc, da. Bun, deci dăm drumul. Ai căști? Nu, dar nu e. Își bagă cât mai multe în gură. Cât mai multe. Ar trebui să bag multe în gură. Bile, au venit bilele. Au venit bilele? Ia să vedem bilele. Bag acum așa la lor bilele. Eu le trimit lui... Ba, băiat, le trimit ție? Unde ți le trimit? That's what she said. Dă-mi mie follow-ul pe mail. Eu nu am mail-ul tău. Atunci mi-ai dat mail-ul lui direct. Da, uite, vezi că nu... Corect, foarte inteligent. Deci este... Eu am crezut că vrei să te trimit pe WhatsApp ca să fie mai ușor... Să WhatsApp, hai să... Nu, mai gata, zi-mi mail-ul tău, babaiaș. Dar zi, nu le zi la microfon, că scrie lumea, trimite-mi. Hai mă, zi cum se numește, că nu se aude. Trimite-mi eu un fax și îl copiez eu, îl printez eu, e un principiu pe aici sus. Este, exact, da. Dar de ce ți-e frică? Chiar ar putea să-i facă cineva ceva lui babaiu dacă își dă adres. Păi da, dar tocmai poate... Bă, dar-s bune asta, mi-e pare rău că nu mănânc lapte. Mănânc, dar fără lactoză.
Da, ăsta e Dragoș Alexandru. La Gmail? E, mai sunt niște numere acolo. Da, dar cineva care are suficientă răbdare, care e fană baboi, mă gândesc la o bucată de pe glob. Una. S-a trimis. Hai să facem întrebările până pregătește și finalul facem cu bilele. Ok, deci să iau o cereale? Într-una. Da, întrebările sunt la mine, am uitat. Oh. Te rog. Ia să vedem. Așa, deci, Toma. Mănâncă microfon? Fii atent. Mănânci microfon și fii atent. Îmi cer scuze pentru cine are problema aia cu mâncatul. Înțeleg. Și mie îmi pare rău. Sunt cu oameni ca ei. Aia. N-ai voie să... Adică ori una, ori alta. Okay. Una dintre variante. Te schiva. Da. Bere sau vin? Vin. Nuntă sau botez? Botez. Desen sau stand-up? Stand-up. Curve sau beție? Beție. Film sau serial? Serial. Ploaie de vară sau ninsoare ca în povești? Bună întrebare. Ploaie de vară. iPhone sau Samsung? Samsung. Dar de ce te-ai gândit? De obicei lumea e... Că-mi place cum arată iPhone-ul. Ah. Dar Samsung-ul nu e regim totalitarist. Da, am înțeles. Homofob sau rasist? Ce să fiu sau ce să... Ce aleg dintre astea? Homofob sau rasist? Rasist. Cash sau card? Mai ales dacă e drăguț. Cash sau card. 99 sau The Full? 99. Vacanță în țară sau afară? În țară. Mai înalt, dar chel, sau mai scund, dar mai dotat? Ești serios? Să-ți răspund? Da! Mai scund, dar mai dotat. Nu așa lege. Ar fi și dotat, asta ar fi diferența. Legume sau carne? Carne. Balet sau teatru? Oh. Teatru. Mașină sport sau Jeep? Adică SUV? SUV. Soție supermodel, dar infidelă? Sau urâtă, dar fidelă? Supermodel. Dar infidelă. Bun. Infidelă. Sergiu sau Cristi Popescu? Mă rupt aici. Sergiu. Podcast sau vlog? Podcast. Fotbal sau basket? Fotbal. Menaj a trois sau sex în grup? Sex în grup. Dar bă, ce repede. E ca la una scurtă, e fără presiune. Nu trebuie să faci mic acolo. Bravo, mulțumim. Toma, asta a fost, dar nu mai mănânci, poți să mai continui. Nu, mai gata. Deci poți să-ți pot cum pești în cadra, nu? Și avem aici pregătit de baboiaș, oameni buni, iată bilele. Iată bilele lui Toma. Lui Toma. Asta ce sunt? Să spunem așa, bilele Toma. Ele nu sunt foarte mari astea, bănuiesc, nu? Cam așa, cam atât. Ok. Deci tu în asta îți bagi banii? Da, mă, chiar am fost la poștă când uneori vin, că vin din state și uneori vin la vamă și trebuie să mă la vamă, să ne deschid aia pachetul, să văd ce e, să mă întrebe. Și m-a întrebat ce sunt astea și zic, sunt bile, bile decorative. Ce bile? Când plac mie bilele. Păi și cât ai dat pe ele? Și ce treaba mea, am dat banii tăi, ce mă întrebi pe mine? Bă, dar mamă, dar ai multe, bă, frate. Am o vitrine pe un perete, dacă vreți să le vedeți pe toate, acum nu vreau să fac flag așa, la mine pe canal... E un video care se numește Îmi curăț bilele, că din când în când le și curăț de praf. Asta vreau să te întreb. Da. Și e un video scurt de câteva minute, Îmi curăț bilele, în care arăt, e un preview, și e un video mai lung de vreo 40 ceva de minute. E în 360, am pus o cameră 360 și am stat și mi-am curățat bilele. Și ăla full e valabil doar pentru membri, dar e ăla de 4 minute. Dacă nu e la liber. Da, ăla de 4 minute e liber pentru toată lumea. Și câte view-uri ai?
Nu știu să zic. Adică n-are... Există oameni care se uită la cineva care curăță niște cred că, bile? Nu cred că asta... Că sunt aia cu slime și aia fac sute de milioane de view. Ce am eu la mine pe canal, nu cred că am atras oameni care erau pasionați de bile și m-au găsit pe mine. Erau oameni pasionați de mine și au găsit că fac și chestia cu bilele. Dar de ce nu încerci să faci videouri pentru oameni pasionați de bile? Poate faci 4 milioane și trăiești din YouTube, din... Că nu știu ce să fac cu ele ca să fac asta. Adică nu m-am gândit. Aia cu slime-ul, le fac slime-ul ăla, le mișcă slime-ul ăla, dar eu nu știu cu bilele, doar să le arăt. Mi se pare... O fi o nișă, nu zic. Asta zic. Da, ar fi o, se, tot ce se poate. Este atât de ciudat, eu n-am auzit în viața mea, este prima dată când întâlnesc pe cineva. Adică este un first. Hai să văd dacă e cel logic, dacă are timp să până terminăm aici. Deși cred bănuiesc că termină. Era finalul. Ok, atunci nu. Dar voiam în primul rând să-ți mulțumim că ai venit. Da. Mulțumesc și de invitație. Vrei tu dacă ai ceva de spus să-ți și nu te-am întrebat noi, să-ți promovezi bilele. Să te dai bilele. Mare, orice. Să înjuri pe cineva. Nu, aș vrea doar să, dacă se poate, să fac un apel pentru oameni din Slatina, să veniți un număr cât mai mare. Dacă e vorba de sănătatea mentală a unui prieten al meu. Dar să știi că mai am și la Vâlcea, și la Craiova, și la Timișoara, și la Arad, și la Sibiu, și la Alba Iulia. Cum facem? La Slatina, ce mai pot. Dacă e primul, contează foarte primul. Mult cum începi. Cum pleci. Aia, na. Na. Cum pleci. Uh-huh. Băi, Toma, mulțumim mult de tot, mulțumim. Ne-am distrat copiii. Mulțumesc și eu. Am aflat și lucruri interesante. Da. Și am aflat lucruri, nu că interesante, ieșite din comun. Există oameni care cumpără niște bile din străinătate. Man, e... Da. Iată, de-aia Toma este special. Special. Nu, asta e ca un compliment. Nu doar de asta, nu doar de asta. Iată, și de asta Toma este special. Mulțumesc. Și mulțumim și Florărescu pentru acest decor minunat și acest robot care o chinuie pe fata aia și avem, în fine. Chiar dacă avem papă lapte și Toma a avut, are intoleranță la lactoză, dar a mâncat totuși cereale, laptele le-am băut eu. Bravo ție, Tețelu. Baboiaș, ai fost extraordinar cum ai pus tu bilele alea pe foarte bine, ne-am descurcat și cu treaba asta, mulțumim că v-ați uitat la asta, să zic eu, și ne vedem data viitoare. V-am pupat!